Mesajul transmis polițiștilor de către reprezentantul guvernului în teritoriu nu a lăsat loc de interpretări. Ei trebuie să înțeleagă un singur lucru. Nu sunt în subordinea primarului, nu sunt în subordinea primarului care a ales politic, dar nici nu înseamnă că nu trebuie să lucrez cu primarul. Dar numai și numai în condițiile impuse de lege. Deci s-a terminat să mai văd polițist care face agent electoral. Și pentru că acest lucru să nu se mai întâmple, prefectul a cerut șefilor Inspectoratului Județean de Poliție să ia măsurile necesare pentru o mai bună evaluare a polițiștilor. Am cerut un altfel de polițist începând de astăzi înainte. O altfel de conduită, un altfel de comportament și să fie cât mai aproape de cetățean. M-am săturat de polițiști, cum am spus-o când am observat în 2008, unii dintre polițiști cu căciula în mână stăteau în fața oamenilor politici. Până aici. Asta am fost, i-am spus și comandantului poliției, împreună cu el vom găsi soluții să nu mai existe așa ceva și în 2012. Vestea bună a venit tot din partea reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție. Prima dată după ultimii 3 ani se înregistrează o scădere cu 6% a infracționalității la nivelul județului Mehedinți, iar în mediul rural va fi în continuare asigurată paza și ordinea publică. Să clarificăm o dată pentru totdeauna că posturile de poliție din mediul rural nu s-au desființat și că fiecare post de poliție, în funcție de situația operativă de pe raza comunei, este deservit fie de un lucrător, până la 5 lucrători de poliție și că în permanență tot ceea ce se întâmplă în județ, situația operativă de pe raza fiecărei comune este monitorizată prin secțiile de poliție rurală. Prefectul a atras atenția și reprezentanților Institutului de Statistică. Pentru ca datele obținute în urma recensământului să fie cât mai aproape de realitate, primarii nu trebuie să aleagă recenzorii pe criterii politice sau nepotisme. Jandarmii împreună cu reprezentanții Agenției Antidrog au pus la cale o campanie antiviolență care se va desfășura în toate școlile din Mehedinți. Cu detalii revenim mai târziu în jurnal.